Creștinismul în întregime este cuprins într-un singur cuvânt, Hristos. Ce înseamnă aceasta? Aceasta este jertfa pe care a adus-o Domnul pentru mântuirea neamului omenesc, luarea asupra sa a întregii ființe umane cu toată stricăciunei, cu toată schimonosirea care a venit asupra lui Adam, iar apoi a trecut asupra tuturor urmașilor în urma ruperii lui de Dumnezeu. În aceasta constă esența și deosebirea creștinismului de toate celelalte religii. Crucea este simbolul creștinismului. Crucea este suferință și tot crucea este scut și apărare, izvorul bucuriei pentru creștini. De ce a fost nevoie de cruce? De ce n-au fost suficiente învățăturile și menunele Domnului Isus, fără jertfa de pe cruce? De ce pentru mântuirea oamenilor și pentru unirea lor cu Dumnezeu n-a fost îndeajuns faptul că Dumnezeu Creatorul a devenit om creatură? De ce oamenii au avut nevoie nu numai de Dumnezeu, ci de Dumnezeu jertfit pe cruce? Ce rol are crucea Fiului lui Dumnezeu în legătură dintre oameni și Dumnezeu? Ce s-a întâmplat în timpul jertfei de pe cruce și care au fost consecințele ei? Iisus Hristos a vorbit de nenumărate ori apostolilor că tocmai pentru acest moment a venit pe lume. Ultimul și cel mai vechi dușman cu care luptă Hristos este moartea. Dumnezeu este însăși viața. Tot ce există și trăiește își are izvorul în Dumnezeu. Iar când omul face păcate, el se rupe de izvorul vieții, de Dumnezeu. Și atunci omul se sufocă. Moare pentru veșnicie. În acest sens, omul poate fi comparat cu un scafandru care înoată la fundul mării. Și dacă se întâmplă ca de neatenție să-și deterioreze tubul prin care vine oxigenul de la suprafață, omul se sufocă. Îl poate salva doar restabilirea legăturii prin care vine oxigenul. La fel se întâmplă și în creștinism. Ruperea legăturii cu Dumnezeu. A fost urmarea păcatului primilor oameni și apoi păcatele urmașilor lor. Oamenii au creat o barieră între ei și Dumnezeu. S-au rupt de Creator. Această barieră se afla în inima omului. A apărut necesitatea de a o înlătura. Pentru ca oamenii să dobândească nemurirea, trebuia să se restabilească legătura cu Cel care este veșnic, cu Dumnezeu. Omenirea trebuia salvată. Ea trebuia să-l dobândească de nou pe Dumnezeu. Omenirea avea nevoie de a fi din nou cu Dumnezeu, nu cu un profet sau cu un învățător sau cu un înger, ci cu însuși Dumnezeu. Omenirea împovărată de păcate nu putea singură să se ridice la cer, la Dumnezeu, de aceea Dumnezeu vine pe pământ ca să ajute pe oameni să se ridice la El. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ia trup omenesc și se naște din Fecioara Maria. El îndumnezeiește firea umană, o sfințește. Prin jertfa de pe cruce, Iisus Hristos biruie moartea și îi unește pe oameni din nou cu Dumnezeu. Sfântul Serafim de Sarov ne explică care este scopul vieții creștine. Scopul vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt, rugăciunea Milostenie, fapta bună și alte lucrări creștine sunt doar niște mijloace prin care dobândim Duhul Sfânt. Și acestea cu condiția că au fost făcute în numele Domnului Hristos, pentru că doar atunci ne aduc în suflet roadele Duhului Sfânt. Este foarte important să reținem aceasta, deoarece mulți oameni fac fapte bune, însă nu le fac în numele Domnului, și atunci truda lor rămâne zadarnică pentru mântuire. Din acest motiv Iisus Hristos ne avertizează. Cel ce nu este cu mine, este împotriva mea. Și cel ce nu adună cu mine, risipește. Evanghelia după Luca 11, versetul 23. Idei esențiale Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a pogorit din cer și prin Duhul Sfânt, luând trup din fecioara Maria, s-a făcut om ca să mântuiască oamenii de păcatul strămoșesc și să-i unească din nou cu Dumnezeu. Scopul vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt. Învățăturile Sfinților Părinți. Este cu neputință omului să zboare cu propriile arii placerească cu una sfințeniei, de nu-l va ridica de la pământ și din noroi harul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Casian Lectură Mâinile cele mai lungi Într-o revistă științifică, un învățat a pus întrebarea Care oameni și care popoare au mâinile cele mai lungi? S-au adunat mai multe răspunsuri. Unii spuneau că oamenii de culoare ar avea mâinile cele mai lungi, alții că popoarele din răsărit sau hoții de buzunare. Printre aceștia s-a găsit și unul mai ciudat care a spus așa Eu cred că mâinile cele mai lungi le au oamenii care se roagă lui Dumnezeu pentru că mâinile acestora ajung până la cer și iau de acolo, prin rugăciune, tot ce le trebuie. Astfel de mâine a avut de pildă și Ilie, prorocul care și-a întins mâinile în semn de rugăciune și a încuiat cerul și iarăși l-a descuiat prin rugăciune.